uit așa, dragii mei copii, în noaptea aia de beție când m-am însurat eu, a început viața voastră și a mea s-a terminat. Deci pe noi nu ne-a adus barza? Dacă tu poți să numești barză coropignița aia cu părți de nutrie și genunchi de capră, n-ai decât. Mamica, pe cine ai născut-o mai cu drag? Pe mine sau pe Axinte, a? Pe tine, fata. Pe tine te-am născut, că Axinte l-am scăpat din burtă drus prin maternitate, a luat-o la fugă după un pui jumătate râs prin tot satul legată de cordon umbilical. Dar am spus, mă, să-l naști mai devreme, să nu-mi ții în burtă până la 7 ani. Mamică, și eram frumoasă? Frumoasă, fată, frumoasă. Ce? Plângeam? Plângeam eu că m-a bătut tatăl când a văzut ce arătare i-am adus. Auzi, mai închide gura aia și mai deschide ușa, că sunt 40 de grade și murim. Ești. Păi nu-s 40 de grade și afară. Dacă intră și alea peste noi, să fac 80 de grade și atunci. La 80 să moare, să spun eu. Tu rezi și la 90 cât are alcoolul etilic cu care te antrenezi. Auzi, să zici mersi că mă antrenez cu alcool etilic, cu o sticlă cu 90 de grade. Dacă tu-ți beam 10 sticle de oțet la 9 grade, nu-ți făceam pagubă. Ei, ce căldură, bă! Aoleu, aoleu. Hai te lăsai să bea o cară cu apă până s-o duc la gură, să evaporă, mă. Ai văzut? Vezi, Costele? Și tu nu mă crezi când îți spuneai că să evaporă vinul din Davigeana de la Cârciumă până acasă. Bă, știi ce-mi vine să fac, mă, pe căldurile ăștia? Îmi vine să stau cu nevastă mea toată ziua în grea și să ne giugiulim, să fiu al dreagul de bine. Păi tu n-ai nevastă, mă. Bă, Tomite, de-aia veni, mă, la tine. Mă gândi că ai și tu treabă prin sat, o două ore, de vin. Auzi, Mitică? Ai, tată, dar tu nu mori de cal cu căciula asta în cap. Tu știi ce răcoare ține? Da, între cui pe la ăștia, pe la magazin, au aparat de la de aer condiționat, mă, dăsai? Un pui colo la aparat căciula, o pusei, mă, bine e, n-ai treabă, n-ai idee. Auzi, Costele, nu ne luăm, mă, Costele și noi aparat de aer condimentat. Condiționat, spus. Mă rog, lasă amănuntele. Ne luăm sau nu ne luăm, zi? Eu știu, cât costă, mă, aparatul? 20 de milioane de lei. Cât? Bă, ce faci, mă, gătește, prăjește porumbul. Nici nu mă gândesc. Ei, hai, te rog eu, Costele, că eu mor, să știi. Mori, că eu 5 milioane mormântare. V-am grăbit pe toți 3 și mai rămân și eu cu 5 milioane. Lasă-mă. Mă, tătică, hai mă să ne luăm un aparat de la, de la căldură, mi se încin creierii și nu mai gândesc ca lumea. Și eu, mă, tăticule, vrei să transpir 20 de litri pe secundă în 2 ore, să murim toți înnecați? Costele, uite-te și tu că de la căldură se dereglăște televiziunea. Ia-te-l pe José Armando că își pierdut pletele, ia-te-l că e chelion. Ăla Răzvan Teodorescu, fă. Chiar că mă miram eu să bată José Armando câmpii de muzee și picturi, că eu știam o calumnea pe José. Hai. Mă, zi-ți să iei aparat de ala sau nu? Bă, eu am ziare, ce-mi trebuie mie aparat? E... Atunci eu mă duc la prăvărie, voi mai dau alia 5.000 de lei, mai țin căciula 10 minute să încarce, mă duc ca să nu se facă coadă, că se adună lume, bă. Închide ușa, închide că intră gradele peste noi, iar afară. Dă 5.000 de lei, îl ia acasă. Tring! Tring! Costele, auzi că dă 5.000 de lei pentru 10 minute. Hai să ne luăm noi aparat de aer condon și cendet de la... Condiționat. Treci pe seamănunte și îl facem bani. 5.000 de lei. Înmulță cu 6 vestea de 10 minute face 30 de mii. Înmulță cu 1000 de idioți care e în tot satul, 30 de milioane. Înmulță cu 24 de ore pe zi, face... Păi, pusă și noaptea. Și noaptea. În cazul ăsta înmulță cu 23 de ore pe zi, atunci... Păi, la tine noaptea are o oră. O oră până adorm tu. Stai, 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 stai. Și după ce adorm eu, cam ce se întâmplă?
după ce adori tu, încep să sforăi și nu mai pot eu să dorm, că t-aud sforăiturile tele. Ce fă, mămică, tu auzi de la mitică cum sforăie tata în casă? Ce mitică, ce casă, ce... Ce auzi? În loc să zici, mi-a zis că nu ți-am făcut reclamație, nici eu, nici mitică, că sforăie de sars hainele de pe noi, să... Zici, ne luăm aparat de condescendent sau nu ne luăm? Zici că ne îmbogățim, te spun eu că ne îmbogățim, ia facem, ia facem. Păi și la iarnă, când o să fie fric, ce facem cu el? La iarnă îl dăm pe cald și ne luăm 5.000 ca să se încălzească. Nu știu, nu știu, trebuie să mă mai gândesc. Gata, cu o condiție. Să ne-l dea în probă 5 ani și dacă nu-ți mulțumim, nu le dau un ban pe el. Hai să-l dăm, hai. Sărut mâinile cu mult respect, simpatică domnișoară, sunt încântat să vină incinta pe care dumneavoastră o patrie. Ce e cu risipa asta de cuvinte pe căldurile astea, a? Fii dragă, direct! Bună ziua, bă! Ai aparate de la de aer controversat? Condiționat, bă! Păi, auzi, tu nu mă contrazice pe mine de față cu fufa asta? Că de-a dracu să fiu care nu s-o înfige în părul ei și bate așa și mă duc cu băi de jos, ai de-a dracu să fie, hai acasă, hai acasă, hai acasă! 30 de milioane pe oră. Cât costă, doamna, aparatul ăla? Putem să-l vedem și noi? Dar nu sigur cum să ce? Așa mă călar. Ce faci, bă? Ce faci, bă, strici? Lasă-mă să dau pe acasă, poate prin pe Salome. Dar ce să-l strici? Vrei să-l strici? Ăsta are și el niște instrucțiuni de folosire. A. Aveți instrucțiuni de folosire la el? Da, desigur. Le-am în magazie. În magazie. Mă duc să citesc instrucțiunile. Nu mai sta, du-te și așteaptă-mă acasă, că atât de gros e prospectul. Du-te, nu? Nu pleci cu fufa asta nici. Mă, păi vrei să-l luăm, să nu știm să-l pornim? Îi găsesc eu o utilitate. Îl pun capac pe butoiul de varză, dar nu pleci cu fufa. Da? Explicați-mi mie, domnișoară, cum se pornește, cum se face. Se bagă în priză. În priză? În priză? Nețințiților, pe ce mă știu, aerul consumă curent? Foarte puțin, 200 de lei pe oră. 200 de lei pe oră? 200 de 30 de milioane, mă lăsă sărac. Auzi, vreunul de ăsta cu manivelă să învârți eu așa de 200 de lei, nu aveți? Învârți tu. Tu uiți, fă, că acasă bei apă cu furtunul din bălți, că Selene să învârți la fântână acolo. Acesta este singurul luat sau nu? Stai așa o țără să vedem. Ce faci, păpulea? Zisei să le umplu și eu cu aer să mai împart la țărani prin țap să-i momesc promoțional. Îți dai seama cum ne-ar sta așa la amândoi? În fața aparatului, cu părul fâlfâind în bătaia aerului rece. Ia veniți, domnișoară. Ce faci cu aia? Ce faci cu aia? Ce faci? Păi părul fâlfâind, ție ce dracu să-ți fâlfâie drențele de pe tine? Zi, doamnă, ni-l împachetez, da? Nu se poate, nu. Acesta este singurul. Ce zisești, mă? Adică din cauza ta să transpir eu ca vaca? Ha? De-ai să mâna numai la transpirat cu vaca, ce bine ar fi. Pune mâna și împachetează-l că fac scandal. Dar nu se poate, este singurul. Fac scandal, că te distrug, te desfigurez acum, te desfigurez. Stai, folosire. Dă-i voie. Toșu, într-o oră l-aveți acasă și... Și montează. Ce înseamnă acel... Așa face aerul, fă. Da? Poți să-mi spui și mie ce-ai zis să-și nu fupa? Hai! Acum că sunt încălzită, hai! Îi zisei că tu ești bunica prefectului și dacă nu ne dă aparatul, vine prefectul și închide magazinul. Bunică! Ne-au bunită că te gheară în acum! Păi ăștia sunt glume frate, păi ce ea te crezu? Nu m-a crezut, fă, stă liniștit. Poate deșteaptă. Păi da, zise că nu crede ea să aibă prefectul așa bunică ramolită. Nu m-a crezut. Ne discutăm acasă, lasă. Bine că ni-l dădu, împachetează-l și ne vedem acasă. Ne vedem. La 12 noapte am așteptat că eu vin. Aștept. Adorme baba și... Baba, mă. Ce bine e așa. Cu
la Cuci. Nu vrei să știu aer, fă, lasă-l așa, că eu așa mă sunt bine. Te sunt bine? Să vezi, o să te sunt tu bine la iarnă când te-ai dormit în curte și eu studiez ușa pe dinăuntru și stau în casă cu provinciul singură. A, da? E, în cazul ăsta, uite, îl dau și mai rece, nu? Ale, 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 ale! Ești nebun, fata, tu nu vezi că-mi clănțăle dinții ca pietele de reni. Du-le-l mai încet că vrei să mă vezi răzac prin spitale, hă? He, de când să-ți bagi beată prin șanțuri? Ce să te spun? Aoleu! De la răcoarea asta mă luă foamea, ce-o fi de mâncare? Opa! E, te piftie! Piftie că eu cu ciorba, cu 5 minute pita răcoarea, dracu să fie! M-a dus să caut odată să spar piftia! Da, da. Răcoriți ar să te răcorească, moară Cristiu! Moasta ta să stau cu el așa băgat în geta! Care mai zic? Moasta asta și mine! Mică, fă, anunțai tot satul că avem aer congestionat și începui să fac listă să se înscrie, uite, Fane de la 3 la 3 și 10, Gogu de la 3 și 10 la 3 și 20, tata Florica de la 3 și 20. Ia, 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 trecuși pomeile pe listă, stai, stai, numai bărbatul să rămână pe lista mea, clar? Uite, bă, mămică, dar aici e la fel de cald ca afară, fă. S-a stricat aparatul? Nu, dragă, dar căciula ta are efect termoizolant. Și funcționează pe principiul termosului, înțelegi? Așa că mișcă-te afară și lasă-mă în pace, hai! Nu găsit alta. O mănânc așa. Ia, mi se topi piptia, iar e ciorbă. Umblași tu la aer? Nu. Ia atent, dacă umbli și îl dai mai cald, te sparg, uite așa-l lăs. Așa, 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 ce mai bine, pe rece așa. Olele, ce frigă mi-e, oalele! Auzi, nu puteai îl dăduși pe minus 0 grade, măcar pe plus 0 să fi fost. Dacă mai modifici, te modific. Gata, gata, clar? Gata, gata. Na, lasă-l așa, așa, rece să mă simt bine. Bine, rece, frigă mi-e. Păi e condens. Că când treci dintr-o cameră de la o temperatură inferioară la un... Stau eu să explic lucrul ăsta care nu pricepe nici pupoza din tei. Mamă, ce căldură! Leana, da. Pune-mă și pe mine pe listă la aer, te rog eu. Ești trecut, da? Aha. Auzi, merge, merge, ai? Merge! Merge, e pe rece. Merge, e pe rece, sigur că da. Mă, să suntem o altă viață, fie altă. Dacă vrei, să-l dau și mai rece. Nu, 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 că eu fac pneumonie, una, două, cum dai pe fric, cum fac pneumonie, nu, lasă-l așa. Vrei să mi se zgâcine oasele în mine? Așa e bine? Îl detect mai cald? Da. Ei, acu e bine. Ei, altă viață. Leanu, pune-mă pe listă, te rog frumos. Pe listă te trec, dar nu prea mai e loc, te trec. La noapte de la 12 la 1, un grad. E perfect așa, Leana. Păi după ce că veni ultimul băiat și moscă, nu? Păi da. Și pentru că e mult pe lista asta, mă gândesc să mă trec și pe mine la 12 la 1 și tot în grad. Auzi, bă, dar cum ajunge aerul din cameră în grad? Păi nu vorbi eu cu Nelu, cu Vidanja. Vine și trage 3-4 tone de aer din casă și-l varsă, dragi. Bă, Costele, tu ce mănânci acolo? Gen nimic, mă, că ești tu? Nu mă luai 2 kg de cărnat și mă gândeam să-ți dau și ție, dar dacă mâncași, lasă, nu mă iei. Nu mâncai, mă, mă antrenam cu farfuria goală pentru că o gătileană, știi? Auzi eu bine de cărnat? Aha, aha. Hai că îți dau, dar mă las și pe mine să umplu căciula de acolo cu aer. Hai, mă, ce dai, hai, umple acolo, bagă. Bă,
Costică, ce dracu ești gârcit așa, mă? Numai 2 kg de când n-ați luat, că aș mai fi mâncat și eu unul, dar nu mai e. Unde-i găsești, mă? În burlanul de scurgere, logic, nu? Leana, treaba asta te mai coastă o oră la aerul condiționat. De la 12 la 2. La 2 noapte. Poftim. Și acum trebuie să mă trec și pe mine de la 12 la 2. Dar tu de ce să te treci de la 12 la 2? Păi să vezi și tu cum plătesc părinții greșelile copiilor. Lasă-i, mă, că mai am eu niște jambon, l-am adus în acordeon acasă, dă-i dreapta. Hai, jambon în acordeon? Poftă bună, poftă bună, că acolo căutai prima dată. Auzi, dar tu ți-ai făcut lecțiile? Da, fă, mă, mică, poți să mă verifici. Ia uite, 7 x 7, 50, 9, 6 x 3, 21, 5 x 2, 14. Lasă, verific, că sunt 3 pagini. Atunci da, înseamnă că l-ai făcut. Hai, marci la școală. Să nu te prind că te duci fără nota 10, clar? Fă, mă, mică, vezi că vine nearomică. Vezi că el nu știe că avem aer controversat. Ieși, ieși, ieși. O, bă, slăninosule, ho, că mă dai jos, ho. Ce aș mai comercializa eu pe ăsta de Crăciunere? Leanu, n-ai fă o mașină de tocat carne să-mi dai și mie? Păi tu ai carne, dragă. N-am făcut, cum să am, da. Fii atentă, făcu eu o elice să mai ventilez un pic aerul. O montez în botul la mașina de tocat carne, îi dau un chil de pică lui Frankfurt și învârte la toată ziua. Dragă mitic, ăsta romic, ia uite, mă vorbește mitic. Să știi că iar nu fi jurat pe copil de nevastă. Dragă romică, ce rudimentar ești, dragă cuțitia! Ce obsești tu la noi în casă așa, cumva? Băi, nimica, că mobila e la loc, m-am prins, băi, nu vă bătureți astăzi. Dragă, aerii, cum tu să faci, aerii? Îmbăxit de miros de ciorapi, ca de obicei. Dar parcă vine și un miros de câine mort. Tu gătiști? Nu, dragă, ce obsești tu, de exemplu, să luăm la întâmplare, așa? Ce pericile o cutie! E cutie! Hai, bă, dracu, nu mă mai fierbe atât că așa mor de cap, zice! Ăsta este aparat de aer conglomerat, dragă! Să fă! Și ce face ăsta? Ce face? Ăsta face răcoare în casă, dragă! Și n-ai țânțit? Înseamnă că ești nesânțit dacă n-ai țânțit! Ai țânțit? Da, fă, eu sunt de când intrai, dar crezi că e de la ziare! Și fii atent, dacă vrei, o să-l dau și uite, îl dau mai rece. Aoleu, hai că mi s-a făcut frig, eu am romatizat dracului și mi-o împaltor ceva. Uite, îl dau fierbinte, n-aite, fierbinte. Aoleu, mamă, ce căldură! Când vine să mă dezbrac să fiu al dracului. Fierbinte, 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 fierbinte. Lasă-l fac, că ne prinde cu ăstele aici dezbrăcați, crede că facem altele ca la altele. E pe cald sau e pe rece? E pe rece. Așa, că aveam ceva de citit și dincolo nu am aer complimentat. Doamne, dracu mincinos, bă, n-am văzut că ai jambon în acordeon. De unde jambon? Leanu, e pe cald sau pe rece? E pe cald. Pe cald, așa, să mă dezbrac. Bă, pe cuvântul meu, că abuzai jambon, poate l-o fi rost șoaricii, nu știu. Ce să zici să mai zic? Leana, e pe cald sau pe rece? Pe rece! Mă lași și pe mine să încarc căciula o țele cu... Încarc. Bă, fraiere. Bă, prostule, dă-mă baltorul jos, să nu vezi că e pe cald, bă, da. Ba, e pe rece! Nu vezi că mi-a înghețat cerneala în creion? Bă, ce prost sunteți, bă, amândoi, bă, că e cald, bă, să mă dezbrăcam eu dacă era rece. Bă, pe cine faci tu prost, mă? Pe tine și pe fiemea, tu nu vezi că e cald aici? Bă, cum e rece? E cald, bă, sunteți rece. Uite, bă, ce mă dezbrăcat! Dați seama, nu vă mai certați! Vă știți că în casa asta sunt câțiva proști și cineva șmecher?
ne prostul, mă. Voi patru, cine e dracu? Și cine e șmecherul, mă? Din ce fie? Chelboasa! De ce-ți bătuși pe joc de noi? E zis pe o ieftie. Zi! Ce rost avea să-l sun băgatul priză dacă să-l locuiem? Și de ce am cuțit? De ce am și eu explicație? Ce rost are să te bați eu când oricum îmi veni de prieteni? Băieți, action! Ce action? Rit!